voastră, noi pe tine te mărim, căci prin jertfirea ta pe cruce noi voioși trăim. Te-ai dat în dar iertarea pentru vina ce-o purtăm, de aceea îți cântăm. Iubiților, mulțumim Domnului pentru după masa aceasta și cred că am reușit să cântăm din toată inima cântarea aceasta frumoasă și am lăudat pe Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru mântuirea care ne-a dat-o și pentru toate binecuvântările care ni le-a dat. Îi mulțumim Domnului și vreau să citesc din Psalmul 50 primele 6 versete și apoi o să ne rugăm Domnului. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Amin. Cu toții ne închinăm.
Vă rog să ocupați locurile. În continuare vom lăuda pe Domnul cu o cântare comună, iar apoi fratele Ilie Petrescu va veni în față și ne va conduce în următoarea rugăciune. Slăvesc pe Hristos tot
poate să scape. Fiu-n așa păcătos cum sunt eu. Spun la toți că El poate să scape. Fiu-n așa păcătos cum sunt eu. Slăviți să fie Domnul! Voi da citire la Psalmul 6, o rugăciune a lui David, după aceea câteva gânduri și ne vom ruga. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta și nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot, gemând, în fiecare noapte îmi stropesc cașternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă, într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine. Amin. O rugăciune a lui David. Împărat, dar dincolo de toate un om, cu slăbiciuni, cu neputințe. Și să știți că rugăciunile acestea și nu sunt numai cuvinte. Rugăciunea înseamnă mult mai mult decât cuvinte. Folosim cuvintele, dar David folosește și gemetele, folosește lacrimile. Și este conștient că vin anumite pedepse din pricina greșelilor care le facem înaintea lui Dumnezeu. Și el își începe psalmul acesta, nu mă pedepsi în mânia Ta. Fiind conștient că păcatul și greșeala aduce pedeapsă. Și îmi place mult de tot psalmul acesta, nu numai psalmul acesta, dar e un psalm în care David este în suferință și în neputință. Și am citit tot despre David, ce spune în Scriptură. N-am găsit nicăieri că este bolnav. Nicăieri am găsit. Dar în psalm, în rugăciune, sunt mai mulți ani în care a fost la un pas de moarte. Unul din psalm este acesta, 6. Nu țărâna, nu cei ce se duc în locuința morților te laudă. Sunt conștient că merit pedeapsa, dar apelez la îndurarea și la mila Ta. Și dacă mă salvezi, El zice, te voi lăuda toată viața mea. Prea iubiților, dacă Dumnezeu ne-a îngăduit cu viață și cu zile și sunt situații care au fost ridicați după patul de boală, să știți că Dumnezeu ridică cu un scop ca să-i aducem laudă, glorie și mărire. Zice David, nu cei care se coboară în locuința morților.
ci cel ce este viu te laudă. Și îmi place mult de tot că în versetul 9, mai pune o dată, te rog, versetul 9. Așa, Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. În seara aceasta suntem la un timp de rugăciune și aș vrea să vă motivez cumva. Omul nu are putere, să știți. Numai cercetarea și prezența Duhului Sfânt ne ajută în rugăciune. Dar încerc să vă motivez ca prin Duhul Sfânt să venim înaintea lui Dumnezeu convinși că Domnul ascultă cererile și Domnul primește rugăciune. Dacă avem convingerea aceasta, vin la El cu ceea ce fiecare în inima Lui. Rugăciunea e o stare de intimitate cu Dumnezeu. Numai eu și Dumnezeu. Și asta mi-a plăcut cel mai mult la David. El, fiind bolnav și în strâmtorare și la un pas de moarte, tot timpul numai în rugăciune a spus lucrul acesta. Eu și Dumnezeu. Eu și Dumnezeu. Și îți dă și putere, te și consolidează și când primești răspuns la rugăciune, parcă te ridici altfel. Parcă te ridici altfel. Și El folosește gemetele, folosește suspinurile și folosește lacrimile. Cuvântul spune că orice jertfă să fie sărată cu sare. Lacrimile conțin sare și dă gust rugăciunii. De fapt, pun sare peste rugăciune, peste jertfa aceasta. În situațiile când noi bărbații suntem mai greoi la lucrul acesta, dar sunt situații în care lacrimile nu putem să le stăpânim. Și dacă sunt după voia lui Dumnezeu, ele sunt strânse și adunate acolo așa. Dar cel mai important este că dau gust rugăciunii. Altfel, o sensibilitate aparte. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce sunt în situații din acestea care... Eu cred lucrul acesta și am și experimentat. Când nu te poți opri și vii înaintea lui Dumnezeu, dar capeți o liniște și o sufletească și ai o pace așa și ceva care nu vine din lumea aceasta, când îți descarci sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne asculte în seara aceasta și pe fiecare dintre dumneavoastră să fiți convinși că cel ce ascultă și răspunde. Domnul să ne binecuvinteze și ne ridică la rugăciune.
Vă rog să ocupați locurile. O să dăm loc fanfarei care va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi corul. Și urmează să ne rugăm pentru frați, pentru surori. Și încă ceva aș vrea să spun în seara aceasta. Să ne rugăm pentru noi că vremurile care vin nu sunt vremuri chiar așa de frumoase. Așa, cei care sunteți la curent cu tot ce se întâmplă în lumea aceasta, se conturează la orizont vremuri grele. Vremuri grele. Și cei care se ancorează de Domnul și își pună nădejdea în El vor merge mai departe, vor ieși biruitori și vor rămâne în picioare. Indiferent ce se va întâmpla, la o biserică din Apocalipsa îi spune așa: nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, că vrăjmașul o să arunce pe unii din voi în temniță, veți avea un necaz de 10 zile. Dar nu a spus Domnul să vă scap de temniță, vă scap de necaz, nu. Și Domnul încheie așa frumos: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Prin tot itinerarul încercărilor, temnița, suferințele din pricina lui Hristos, în final Domnul spune că îmi va da cununa vieții. Și asta e foarte important. În zadar ar fi să fii pocăit 80 de ani, 50 de ani, să pierzi cununa, să ajungi în iad. În zadar ar fi. Ne rugăm și pentru lucrul acesta, Domnul să ne țină tar lângă El și vremurile care vin să nu abandonăm calea Domnului, să fim gata să luptăm lupta cea bună, să alergăm spre țintă, spre Hristos. Și aceste metode, spuneam și dimineață, aceste metode anticriste, dacă pot să zic, aceste forme de diplomație cu care vor să ne ia drepturile de a mai predica Evanghelia, de a mai spune la păcat, păcat, nu o să mai avem voie și o să spunem ce ne spun ei. Sigur, cei care se vor conforma înseamnă lepădare de Hristos, lepădare de credință, asta înseamnă. Și Domnul să ne ajute să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Acum, așa cum am spus, și apoi după aceste cântări, fratele Pavel Mutrescu va veni în față și ne va conduce următoarea rugăciune.
să coborâm, am un se lume la necom. Am prins în inim focul mult dorit și multe vieți născut din noi. Și cei din tâi creștini s-au răspândit, prin lume viu mărturisit. Deși prin oane multe au suferit, pe Crist de spiră miluit. Slăviți să fie Domnul! Așa, să mă uit un pic la dumneavoastră, să vă văd. Și aș vrea ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și așa cum am cântat, vino Duhule, aici se referea la Duhul Sfânt, că e ceasul greu. Și poate nu ne dăm noi încă seama cât de greu va fi. Dar uitați-vă dumneavoastră, întotdeauna când vine o durere, nu vine dintr-o dată să te trăznească, să te pună jos, e așa ușurel. Așa o să vină și când va fi necazul. Ușurel, ușurel. Cum spun bătrânii, ușurel și cu treabă bună. Dar am cântat și să spunem, Duhule, vino și să învii biserica, slăvit să fie numele Lui. Așa cum spunea și fratele Gavrilă, și cum știm și suntem conștienți cu toții că vor veni zile grele. Chiar la începutul slujbei, înainte, vorbeam cu fratele Lauran și chiar îi spuneam, bine ar fi să ne rugăm pentru tinerii în biserica noastră. Și încă chiar am spus, nu numai pentru tineri, și de la cel mai bătrân până la ultimul, ca Dumnezeu să ne întărească, să ne păzească de cel rău. Să știți că diavolul E bătrân și-i șlefui cu toate și așa ușor vine să se întunică mintea
dacă nu stai pe stâncă pe care te-a pus Dumnezeu. Și aș vrea ca în seara aceasta, toți care suntem în locul acesta, Duhul Sfânt să ne cerceteze și să fim conștienți, așa cum se spune, că ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu Sfânt. Și dacă nu vom fi sfinți, spune cuvântul Dumnezeu, că cei cu inima curată, cei sfinți, vor vedea pe Dumnezeu. Aici nu ai altă soluție, dacă nu e sfânt, nu o să-L vedem pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca în alergarea aceasta să ne apropiem de El, să ne sfințim. Psalmul 61 spune, ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea, de la capătul pământului strig către tine cu inima mihnită și zic, du-mă, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, că este prea înaltă pentru mine. Doamne, ajută-ne ca să putem ajunge în împărăția Lui. Fraților, dacă Domnul nu va fi cu noi, nu vom putea face nimica, dar și noi avem lucrul nostru de făcut ca să stăm aproape de El și să stăm și să-L slujim. Doamne, ajută-ne lucrul acesta. Nu-i de glumă, nu-i de glumă, așa cum se spunea, poate trăiești 20, 30, 50 de ani și la urmă și să spună, nu te cunosc. De multe ori stau și mă gândesc la cuvântul ăla care spune, zice, Doamne, până n-am scos noi draci în numele Tău, n-am vindecat noi, n-am făcut noi lucrări mari, minuni, putem să spunem, și-a primit un răspuns dureros, plecați de la mine, voi toți, lucrătorii fără de lege, să ne păzească Dumnezeu la lucrul acesta. Am vrea cu toții să ajungem în împărăția Lui. Ajută-ne, Doamne! Ne stăm în față o rugăciune pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi. Așa cum se spunea și dimineață, avem lista aceasta care e pusă în față și Domnul să asculte rugăciunea. Doamne, ascultă rugăciunea! În Marcu, în capitolul 1, cu versetul 40, cuvântul Domnului spune așa. Marcu, capitolul 1, începând de la versetul 40, a venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Haideți în seara aceasta să vinem înaintea Lui, să ne aplicăm genunchii și să spunem, Doamne, ai milă, ai milă. Leprosul spunea, dacă vrei, dacă Dumnezeu vrea, dar El a crezut, poți să mă curățești. Doamne, te rugăm în seara aceasta, dacă vrei, atinge de cei în suferință. Sunt copii care se roagă pentru părinți, părinți pentru copii. Doamne ajută, Doamne, ascultă rugăciunea, lacrimi care vor ajunge la tronul lui Dumnezeu și într-o zi Domnul să-și aducă aminte și să lase balsam de vindecător. Nu știm noi voia Lui, noi suntem datori să ne rugăm. El vindecă, El lasă eliberare, El lasă curăție. Mai departe spune așa, lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățit. Și spune cuvântul, îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit, slăvit să fie numele. O, ce lucru minunat, o, ce lucru minunat, o boală care nu se vindeca nici în ziua de azi, nu este medicament pentru el, s-a atins, a mustrat Duhul acesta de boală, și leprosul și-a curățit, slăvit să fie numele Lui. Dar îmi place, cum spune cuvântul, s-a aruncat și s-a închinat înaintea Lui. Nu putem vine oricum. Dar în seara aceasta să ne aplecăm, dacă nu genunchii noștri, inima noastră, ființa noastră, înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, ai milă. Sunt părinți care se roagă pentru copiii care au plecat departe, fiul risipitor, Doamne, adă ziua când vei aduce din nou în biserică
Uitați-vă dumneavoastră în pilda aceasta cu fiul risipitor, ca fiul acesta să se întoarcă la tatălui. Dumnezeu a îngăduit o foamete în cetatea aia sau în orașul acela sau în țara aceea. O foamete ca unul singur să se întoarcă la Dumnezeu și să întoarcă la tatăl său, slăvit să fie numele lui. Mai departe spune cuvântul, Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, vezi, să nu spui nimănui, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Versetul 45, dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, știi? Stătea afară în locuri pustii și venea la el din toate părțile. Cum să nu spui în gura mare vindecarea care s-a făcut-o? O lepră, a fost vindecat de lepra lui. El stătea departe de familie, de societate, de oameni, când avea voie, era izolat. Spune că în gura mare spunea ce a făcut Iisus, slăvit să-i fie numele lui. Așa ne rămâne și nouă datoria să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru lucrările care le-ai făcut. Nu știu, marți seara parcă a fost cu fratele Popițan, îi spunea lucrările care le-a lucrat Dumnezeu. 2 ani de zile, spunea fratele, a fost în cuptor, dar a ieșit biruitor cu Domnul, slăvit să fie numele lui. Dumnezeu încă lucră, slăvit să fie numele lui. Acesta este Dumnezeul nostru, glorie lui, suntem ai lui, răscumpărați din el, slăvit să fie numele lui. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să facem din toată inima și cu toată credința această rugăciune și să spunem, Doamne, ai milă de noi. Amin.
Frați și surori, am dorit să continuăm această rugăciune. Sunt lucruri pe care le citim în Biblie și chiar că nu avem o înțelegere atât de clară. Vă dau două exemple în seara aceasta. Aceea femeie de sirofeniciană a venit la Domnul cu o problemă a fiicei ei care era demonizată. Și a strigat după Domnul, i-a deranjat în timp ce era o campanie de evangelizare. Ucenicii au spus, dă-i drumul că strigă după noi, ne enervează. Și Domnul îi sfidează și merge mai departe. Femeia nu renunță la durerea ei și vine să aruncă la picioarele lui, îl oprește din drum, să aruncă în praf și spune, Doamne, ajută-mă, ai milă. Și Domnul i-a spus să se facă după credința ta. Acum întrebarea mea, cine a vindecat fata acestei femei? Că Domnul îi spune, nu spune că el se implică, și spune să se facă după cum crezi tu. Dar în ecuația asta era implicat Hristos. El a vindecat-o și i-a spus femeii să facă așa cum crezi tu. Foarte interesant. Iar în altă conjunctură, atunci când acel sutaș a trimis pe cineva la Domnul Iisus și a spus, vino că robul meu trage să moară. Și în timp ce venea Iisus, după aia acel legiuitor, acel sutaș spune, știi ce, nu te mai osteni să vii. Face o comparație și spune, eu sunt comandant și spun un soldat, du-te și să duci altuia vino. Și zice, nu te mai osteni să vii. Știi ce te rog, spune un cuvânt. Și Domnul a spus un cuvânt și s-a tămăduit robul, chiar atunci, în ceasul acela. Asta face Dumnezeu. În această seară ne rugăm pentru cei care trec prin nevoi și dureri și continuăm rugăciunea să dăm un microfon la fratele Pavel Șanta, care va mijloci înaintea Domnului și noi îl susținem în rugăciune ca Domnul să lucreze în continuare și să aibă milă de toți cei bolnavi. Amin. Doamne, Tată, scump din ceruri, stăm înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim că ne-ai dat harul acesta, Doamne, ca și în ziua de astăzi să fim în casa Ta de rugăciune, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că putem să ne închinăm înaintea Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, Tată din ceruri, pentru timpul de rugăciune în care am putut să stăm înaintea Ta, să aducem înaintea Ta poverile noastre, Doamne. Și așa cum s-a citit cuvântul Tău, cum spunea psalmistul, du-mă pe stânca pe care eu nu pot ajunge, că este prea înaltă. Doamne, pentru noi de multe ori parcă sarcinile sunt prea grele, Doamne. Pentru noi problemele par de nerezolvat, Doamne. Dar înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, nimic nu este imposibil. De aceea am venit la Tine, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că pricinile noastre sunt înaintea Ta. Și spunem și noi că acel Tată, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Doamne, de multe ori ne scade credința, Doamne, Te rugăm, mărește necredința, Doamne. Avem nevoie de credință, Doamne. Am înțeles că Tu lucrezi, Doamne, împreună cu credința noastră, Doamne. De aceea Te rugăm, Doamne, mărește necredința, Doamne, ca astfel, Doamne, să vedem minunile Tale, să vedem lucrările Tale, Doamne, și să nu fim din cei care doar am auzit vorbindu-se despre minunile Tale, fără să le vedem, Doamne, ci astăzi, Doamne, să vedem încă minunile Tale și astfel, Doamne, credința noastră să crească, Doamne. Binecuvântă pe fiecare în parte, Doamne, pe toți care așteaptă îndurarea Ta, Doamne, pe toți care, Doamne, Dumnezeul nostru se uită, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului, Doamne, așa ne uităm noi și așteptăm din mâna Ta izbăvire, Doamne, de aceea îți mulțumim că Tu ne asculți, Doamne, îți mulțumim că, Doamne, Dumnezeule, va veni o zi în care vom flutura un steag de biruință în cinstea numelui Tău, Doamne, îți mulțumim pentru aceasta și Te rugăm, Doamne, Dumnezeule, întărește-ne în răbdare, să așteptăm în răbdare răspunsul Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru toate și Te slăvim și Te lăudăm. Amin. Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. În continuare o să lăudăm pe Domnul cu o cântare comună. Grupul Ebenezer ne va conduce într-o cântare comună, apoi fratele Zoli va lăuda pe Domnul cu o cântare. În urmă, fratele Daniel Bahmată, cred că n-a plecat, cred că e în sală, cred că are și chitara cu el, dacă nu-i dăm una aici, va lăuda pe Domnul cu o cântare, după fratele Daniel, apoi fanfara și în urmă corul. În timp ce fratele Zoli și fratele Daniel vor lăuda, vom face și colecta.
din țesuturi nevăzute, din celule mici și mici. O făptură minunată m-ai creat. Ești de mine neaștiute, fenomene și energii. Le-ai pus în mișcare, Doamne, prea înalt. Dintr-o mână de țărână, cu iubire m-ai creat. Mi-ai dat, Doamne, chipul tău, chip frumos din Dumnezeu. O, ce minunat, o, ce minunat. Într-o mână de țărână, cu iubire m-ai creat. Mi-ai dat, Doamne, chipul tău, chip frumos din Dumnezeu. O, ce minunat, o, ce minunat. Decât orice pietate, mai presus m-ai așezat și m-ai întocmit chiar după chipul tău. Te voi lăuda în toate, de acum și până-n viață, veșnic și atotputernic împărat. Țărână, cu iubire m-ai creat. Mi-ai dat, Doamne, chipul tău, chip frumos din Dumnezeu. O, ce minunat, o, ce minunat. Dintr-o mână de țărână, cu iubire m-ai creat. Mi-ai dat, Doamne, chipul tău, chip frumos din Dumnezeu. O, ce minunat, o, ce minunat. O știință minunată, mai presus de orice putere, mă cutremur, Doamne, atunci când îmi vorbesc. Slăvit, iubite, Tată, pe pământ și sus în cer, ziditor ce din vecii același ești. Dintr-o mână de țărână, cu iubire m-ai creat. Mi-ai dat, Doamne, chipul tău, chip frumos din Dumnezeu. O, ce minunat, o, ce minunat. Dintr-o mână de țărână, cu iubire m-ai creat. Mi-ai dat, Doamne, chipul tău, chip frumos din Dumnezeu. O, ce minunat, o, ce minunat! Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu! Aș dori să lăudăm împreună pe Domnul cu o cântare de încurajare și Dumnezeu să ne ajute prin încercări, când nori negri vin, să trecem biruitor și să nu uităm căci nu norul este acela veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne puternic în urma el. Lăuda să fie Domnul. Amin. Când cerul tace și norii sunt de plumb, când orice rugă se pierde în văzdu, când auzi glas
ceasul iubitului Iisus, prin încercare nu ai niciun răspuns. Există o ancoră, e crucea din Calvar, ca targ în valuri, cuvântul plin de har. E lângă tine, e în cuptorul tău, El totul face spre un și mai bine al tău. Ești lut pe roată, olarul-i Dumnezeu. Sau dacă în groapă căzut ești printre lei, răcnește iadul de crezi că vei pieri. O, nu te teme, biruitor vei fi. Există o ancoră, e crucea din Calvar, ca targ în valuri, cuvântul plin de har. E lângă tine, El e în cuptorul tău, El totul face spre un și mai bine al tău. Există o ancoră, e crucea din Calvar, ca targ în valuri, cuvântul plin de har. E lângă tine, El e în cuptorul tău, El totul face spre un și mai bine al tău. El te iubește chiar prin tăcerea Lui. Alfa Omega, te ține în brațul Lui. Privește-n zare, se vede un vas rănit. El împlinește dar tot ce ți-a vorbit. Există o ancoră, e crucea din Calvar, ca targ în valuri, cuvântul plin de har. E lângă tine, El e cuptorul, El totul face spre un și mai bine al tău. Există o ancoră, e crucea din Calvar, ca targ în valuri, cuvântul plin de har. E lângă tine, El e în cuptorul tău, El totul face spre un și mai bine al tău. Așa, înainte să... Hai, frate Daniel, el a slujit la noi aici mulți ani, așa, au cântat și nu știu ce s-a întâmplat, și-a pus harfa undeva, nu știu unde am mai găsit-o, i-a ruginit, dar Domnul l-a ridicat acum și slujește Domnului, Domnul să-l binecuvinteze.
Sper că frate Daniel să continui să slujești începând din seara asta. Poate că ar fi bine să faci un legământ în seara asta, că vei sluji Domnului. Să faci o jurință, să te ții de ea, Domnul să te ajute. Slăviți să fie Domnul. Mi este foarte greu să cânt, pentru că i-am spus la fratele că vreau să cânt marța și joia, că sunt mai puțin și dacă mă încurc să nu se supere atâția pe mine. Dar cred că Domnul o să-mi dea putere. Nu mi-am adus chitara, dar pot să cânt și altfel și Domnul să mă ajute. Astăzi vin la tine, Doamne, printre lacrimi și suspini, și te rog a mea durere, vino, Doamne, să-mi aleg. Astăzi vin la tine, Doamne, printre lacrimi și suspini, și te rog a mea durere, vino, Doamne, să-mi aleg. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea mea. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Doar la tine strig, Iisuse, tu-mi cunoști necazul greu, tu-mi alinea mea durere, tu e salvatorul meu. Doar la tine strig, Iisuse, tu-mi cunoști necazul greu, tu-mi alinea mea durere, tu e salvatorul meu. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Tu îmi vindeci astăzi rana, tu îmi pui balsam pe ea, vreau să ajung cu ai mei din casă în împărăția ta. Tu îmi vindeci astăzi rana, tu îmi pui balsam pe ea, vreau să ajung cu ai mei din casă în împărăția ta. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Tu-mi ești a mea nădejde, doar în tine eu mă-ncred, și a
aștept cu nerăbdare când pe nori tu vei veni. Eu te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc, Iisuse. Vreau să intri în casa mea și să lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta.
Preobiților, urmează să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, Domnul să ne dea inimi să ascultăm cuvântul și fratelui Pavel să dea ungere pentru vestirea cuvântului. Amin. Prea mărit să fie Domn! Amin. Haideți să ne ridicăm toată biserica în picioare și cei care aveți Sfintele Scripturi la dumneavoastră, vă rog să le deschideți. Cei care nu le aveți, urmărim pe monitor un cuvânt cunoscut de majoritatea dintre noi care a căzut la sorți pentru seara aceasta, cuvânt care se găsește în întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 2. Pentru seara aceasta vom citi versetul 15, 16 și 17. Cuvânt cunoscut de majoritatea dintre noi, unde omul lui Dumnezeu Ioan atunci spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Amin. Vă rog să reocupați locurile. O bucurie să fim și în seara aceasta la părtășie și din toată inima, din tot sufletul doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Acum, omul lui Dumnezeu, apostolul lui Ioan, vorbește despre o lume. O lume de atunci. Dar acea lume de atunci este și lumea de acum. Pentru a înțelege ce vroia omul lui Dumnezeu, apostolul Ioan, să ne spună prin lumea despre care vorbește el, vreau să apelez încă la câteva conotații din Biblie, la încă două măcar, pentru a înțelege ce vroia omului Dumnezeu Ioan să transmită celor din vremea de atunci și în același timp cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu iubiți lumea. Haideți să vedem, să observăm două conotații diferite ale acestei expresii lume. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 17, spunea versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aici s-ar prea putea să ne întrebăm cum Dumnezeu a iubit lumea și apostolul Ioan spune: nu iubiți lumea. Ei, în contextul Ioan capitolul 3, versetul 16, același apostol vorbește fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu omul, omenirea, oamenii. Și știți că scrie tot în Biblie: Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Dacă un singur om ar fi fost pe pământ a păcătosului, Hristos ar fi murit pentru el. Știți că este lăsat o ilustrație în Sfintele Scripturi că Iisus Hristos a lăsat 99 de oi pe islas și după câte s-a dus? După una. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu omenirea. Și voia lui este ca același Duh care era în el să fie și în viața noastră și nu mai este el fizic pe pământ, dar prin Duhul Sfânt să lucreze în noi ca să aducem tot mai multe oi în turmă sau prin ajutorul lui să salvăm omenirea de la păcat. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute. O altă expresie pe care o găsim despre lume,
în Psalmul 24, versetul 1, unde David acolo spune: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Observăm că cei ce o locuiesc, e vorba despre oameni. Oamenii. Aici când este vorba despre lume, este vorba despre planeta Pământ. Despre ceea ce vedem. Și chiar continuă mai departe și spune că el l-a întemeiat pe mări, adică planeta Pământ. Și în Romani, capitolul 1, cu versetul 20, spune apostolul Pavel acolo, tot despre planeta Pământ, tot despre creație: în adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Cu alte cuvinte, omului Dumnezeu David, omului Dumnezeu Pavel, scot în relief minunea creației lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, lumea este definită prin creația lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă nu să ne batem joc de ceea ce a creat el, ci dimpotrivă, după ce a terminat tot, a așezat pe om în grădina Edenului, pe bărbat, pe femeie, și a spus să păzească grădina și să o lucreze grădina. Să ținem la ea. Este creată de însuși mâna unui creator divin. Acela e Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui în veci. Ei, în contextul nostru, omului Dumnezeu Ioan ne vorbește despre un sistem al acestei lumi care este condus de Satan în umbra lui. Știți cum e Satan? Dacă am întrebat, sau cineva ne-ar întreba pe fiecare dintre noi, îl slujești pe Satan? Vai de mine și de mine, majoritatea dintre noi am spune nu, nici legătură cu el nu vreau să am. Mai ales când știm că ne-am format o imagine că el e negru, că el are nu știu cum, că el nici de cum nu vrem să slujim lui Satan. Și bine facem. Nu mai știți că Satan spune că îi șiret, de la început a fost șiret? Știți că și el știe că nu-l vrem pe el. Nu mai știi ce face? Încă de la început, el are marfa lui. El stă undeva în umbră și spune marfa lui pe piața lumii. Oamenii vin și-i cumpără marfa lui fără ca să-și dea seama că în spatele acestei mări sau acestui sistem îi el. Și diavolul are marfa atât de atrăgătoare pentru fiecare. Are delicioasă, o ambalează atât de frumos într-un sclipici în care când o vezi spui nu-i nimic. Te duci, o iei și ai rămas cu marfa cumpărată de el. Și el știe că dacă tu ai cumpărat marfa lui, ești un om al lumii acesteia. Haideți să vedem măcar așa un gând. Știți la cine s-a dus în Evanghelia după Luca, capitolul 4, de la versetul 5 și la versetul 7? Diavolul nu se teme nici de sfinți. S-a dus la Iisus. Diavolul s-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție ți le voi da în stăpânire. Cu alte cuvinte, diavolul s-a dus la Iisus, i-a arătat ce are. Uite ce ofertă am pentru tine. Totul poate fi al tău. Asta e marfa mea. Cumpără-mi-o mie. Cumpără-o pentru tine. Doar un singur lucru. Prețul? Închină-te mie. La care bineînțeles că Iisus Hristos a știut și i-a răspuns pe măsură. Ei, tot Domnul Iisus spune, ei, la început, nu a fost diavolul cu marfa lui pe piață. Spune, la început n-a fost așa. La început a fost fericire,
La început a fost armonie, la început bărbatul se bucura de nevasta lui, la început nevasta se bucura de bărbatul ei, la început animalele erau, era totul plăcut, era totul perfect. Dar acolo în grădina a apărut șarpele, a apărut Satan cu marfa lui la om, omul fără să-și dea seama a cumpărat-o și a început durerea, și a început chinul, și a început viața pentru omenirea întreagă, de durere și de chin. Fără ca să-și dea seama cât va costa o marfă cumpărată de pe piața lui Satan. Știți care este tema mea în seara aceasta? Nu iubiți lumea? Satan cu marfa lui în piața lumii. Satan cu marfa lui pe piața lumii. Biblia știți ce spune? Că va încerca să înșele dacă este cu putință? Pe cine? Pe ce aleși? Știți ce scrie Apocalipsa? Că va înșela pe mulți. Pentru că, repet, el încă de la început a fost un șiret. Și știe cum să ia. Dar vreau să vă spun altceva. Că el își etalează marfa în fața sau în văzul întregii lumi. Ca oamenii să fie captivați, ca ea să fie atrăgătoare, ca să fie tot mai mulți oameni care să cumpere din marfa lui. Își face o publicitate pe măsură. Și știți ce văd eu? Prea mulți sfinți, în ghilimele, stau la marș și cumpără în piață de la marfa lui Satan. Haideți să vă spun doar câteva gânduri cum își promovează el toată marfa în văzul lumii. Pe micile ecrane, unde văd toți, pe sistemele de socializare, el își promovează prin mass media tot ce are el de vândut. Și vreau să vă spun că cu regret mulți dintre noi stăm pe piața diavolului. Nu iubi lumea. Nu cumpăra marfa diavolului. Și haideți să vă spun ceva, doar voi sublinia câteva așa ca să le avem pentru noi și întrebăm, nu cumva și noi am stat și am cumpărat ceva din marfa lui? Și acolo pe micul ecran începe moda. Pe același ecran și pe rețele de socializare începe senzualul. Pe aceleași rețele de socializare începe individualismul, performismul și multe altele care sunt unde? Nu trebuie să te uiți departe de noi. Și încep, măcar așa, subiectiv, despre moda care noi de multe ori nu o băgăm în seamă. Știți cum o numesc eu moda? Să fii la zi? De ce ne îmbrăcăm așa? Să fii la zi cu cine? Cu lume. Chiar vorba noastră ne condamnă să fii în pas cu lumea. Auzi, mie îmi place îmbrăcămintea decentă, îmi place ținuta frumoasă, îmi place. Și Domnul Iisus a spus, avem grijă de trupul nostru. Dar n-am înțeles niciodată o pereche de pantaloni care înainte erau la locul lor. Acum se duc în jos de abia îi mai vezi. Băi, nici o curea măcar să-și pună. Băi, n-am înțeles când sunt atâția pantaloni întregi, că i-a făcut Dumnezeu. Și Dumnezeu la prima pereche, știi ce? Spune că i-a făcut. I-a cusut haine la prima pereche când a păcătuit. Măi, sunt tot rups. Băi, n-am înțeles. Păi Dumnezeu, dacă ne-a făcut oameni, dacă ne-a dat discernământ, de ce ne facem noi așa? Să mergem mai departe? Să mergem la freză? Dar să mergem la tatuaje? De unde vin toate astea? Când în mintea ta
Ai venit și ai pus întrebarea, îi păcat să mă tatuez? Vreau să spun că deja ai stat la masa lui Satan. Te-ai oprit în dreptul pieței lui. Diavolul a stat în spate și zice, nu vreau să mă vadă, eu îi pun momiala și vine și o cumpără. Ai înțeles? De multe ori, prea mulți, repet, prea mulți sfinți stăm la masa lui Satan. Nu iubi lumea, nu iubi nici lucrurile din lume. Spune apostolul Ioan. Știți, este vorba despre o ținută, pe care acum nu-i vorba la noi, că la noi în biserică ținuta este totuși adecvată. Spunea numai, o amintesc doar, în 1 Timotei capitolul 2, versetul 9, spune că femeia trebuie să se poarte în chip cuvincios, dar vreau să vă spun ceva, că nu-i vorba numai despre femeie, dar și despre tine ca băiat, într-o ținută cuvincioasă, dar și pentru mine ca bărbat, pentru fiecare dintre noi. Dacă noi reprezentăm pe pământul acesta pe Hristos și avem chipul lui în noi, niciodată nu vom fi în pas cu lumea, ci dimpotrivă la pas cu Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spunea apostolul Petru în asemenea context, spunea în cartea lui 1 Petru capitolul 3, mi se pare că versetul 6, mi se pare că spunea el, despre ținută, înainte, versetul 4, mi se pare. Și versetul 3. Podoaba voastră să fie podoaba din... Ei, moda întotdeauna să arăți ceva. Mă, nu-i rău să arăți și bine, ca băiat, că acum sunt unii care merg la sală. Dar vreau să vă spun altceva. Să fii frumos, să fii tare, să fii... Ale! Dar vreau să spun altceva care e mai prioritate și spune mai departe. Aici e vorba despre femei, acum eu le pun că Scriptura e aceeași și pentru bărbat și pentru femeie. Și spune versetul următor, versetul 4, să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare. Știți, cu alte cuvinte, spunea că Saul, când s-a întors, apostolul Pavel spune că se ruga și era tot mai tare. Știți ce-mi doresc pentru voi? Să vă întăriți tot mai mult în Duhul lui Dumnezeu. O lume care într-o zi va trece, un Dumnezeu care întotdeauna rămâne, copii care trăiesc a Lui, care trăiesc în veac, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ei, știai că biserica, că noi, fiecare dintre noi, trebuie să fim o lumină. Când Dumnezeu a creat biserica, a vrut să fie o cetate în vârf de munte, a vrut să fie o lumină în întuneric? A vrut să fie sare într-o societate fără gust? Știai că unde mergi tu trebuie să fii biserica? Asta așteaptă Hristos. Că ești la locul de muncă, că ești în societate, că ești tu să fii biserica acolo unde ești. Prea multe, prea puțin biserici în lume, dar prea multă lume în biserică. Doresc... Acum nu știu dacă ați cumpărat fiecare de ceva de aici cu tatuajele, cu gândirea aceasta lui Satan, mă rog, ceva din modă, din pantalon, din freză, din... Mă rog, deschideți voi piața lui Satan. Îmi doresc ca niciodată, n-ai fost conștient, dar în seara asta ți-a vorbit cuvântul Ioan și a spus, nu sta, nu mai cumpăra marfa lui Satan de pe piața lumii, ți-o vinde pe micile ecrane. S-o vinde pe rețelele de socializare. De ce nu pot să fiu eu ca și vedeta cu tare? Să vorbim despre altceva? Să vorbim despre muzică? Să vorbim despre fotbal? Domne ferește! Că de-i finala în timpul programului a rămas Dumnezeu cu biserica goală. Dar știți și ce face Satan? Că o pune în timpul programului, că știe... Și dacă ești în biserică, că ai venit, uneori cu telefonul în mână, dai să vezi cât e scorul, cât e scorul, la finală. Tu să nu uiți că ai cumpărat gândirea asta, ai cumpărat-o de la el. În loc să stăm aici, în prezența unui Dumnezeu viu, care să-L venerăm, care să-L aclamăm, care să-L binecuvântăm, care să-L glorificăm. Putem vorbi multe în direcția aceasta despre lucrurile care le vinde
Satan pe piața lumii. Spune mai departe, Ioan, pofta ochilor. Altceva ceea ce vinde. La ceea ce vezi? Unde-l vinde? Unde-i public? Pe piața lumii. Unde? Micul ecran? Rețele de socializare? Nu mai trebuie să ai nici televizor, nu mai trebuie să ai nici mic ecran, că l-ai în buzunar tot timpul. Înainte îl vedeai numai când veneai de la școală, când veneai de la lucru, oamenii, dar zice diavolul, auzi, ți-l pun în buzunar și-l porți tot timpul. Și-l ai cu tine. Și pofta ochilor a distrus familii, a distrus oameni, a distrus vieți. Sunt oameni care au devenit tineri și nu numai, care au devenit dependenți de pornografie. Unii nu mai pot să iasă, alții se luptă să iasă de acolo. Dar vreau să vă spun ceva, că a făcut pofta ochilor, pentru pofta ochilor și pentru surori sau pentru femei. Poate că ele nu sunt cuprinse aici. Poate în ghilimele, dar telenuvelele, și se uită cum acolo nevasta mai are un bărbat și bărbatul mai are și vede acolo emoție și vede acolo pe piața lumii cum și vine în viața de familie, vine bărbatul la 8 acasă, trudit și... Vrea să fie ca și bărbatul ei, ca el și ca celălalt și începe comparația și pofta ochilor și diavolul vinde. Și imediat auzi de divorțuri, imediat auzi de separări. Nu e vorba de toate femeile, nu, de unele. Și imediat auzi de Doamne ferește când cumperi de pe piața lui Satan. Auzi, acum vorbeam de pofta ochilor la băieți. Dacă știți că la un moment dat când o femeie a fost prinsă într-un fapt asemenea în preacurvie, spune Biblia că au învinuit-o farisei atunci din vremea aceea și Domnul Iisus a scris pe pământ faptele lor. Dacă cel care cunoaște gândul nostru, dacă a fost pângărit și inima noastră, ar fi fizic aici și ar scrie, se spune că acolo pe pământ a scris numele celor care au fost și ei învinuiți sau cu alte cuvinte condamnați de aceeași faptă a preacurviei. Dacă ar fi Hristos fizic și ar scrie pe perete numele celor care și-au pătat inima, pofta ochilor, în provocarea, ar fi și numele tău. S-ar fi scris pe perete. Nu te întreb dacă ești băiat, dacă ești căsătorit, dacă... Că Dumnezeu știe. Știi că Iov, ca să fie sfânt, a spus, am făcut legământ cu ochii mei, ca să nu mă opresc. Îmi doresc ca Dumnezeu să, dacă cumva ne găsim și am cumpărat marfă de la Satan de aici, Dumnezeu să ne ierte. Dar să ne angajăm, știi ce a spus? Auzi, dar să nu mai faci? Păi nu mai cumpăra. Dacă ai cumpărat până acum, nu mai cumpăra. Nu iubiți lumea. Nu mai cumpăra marfă de pe piața lui Satan. Să mergem mai departe. Este acolo, spune că nu iubiți lumea, am vorbit despre lume. Și aici dezvoltați voi tot ce-i lume, cu muzică, repet, cu toate celelalte. Dar spune că nici lucrurile din ea. Ei, când e vorba despre lucrurile din ea, este vorba despre altceva. Despre unele lucruri ale lumii acesteia. Ei, dar mai avem încă un verset în Sfintele Scripturii, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 34, unde spune că femeia măritată, 7:34, femeia măritată se îngrijește de lucrurile lumii, partea finală, cum să-i placă bărbatului. Ei, aici zice, nu iubiți lucrurile lumii, dar finalul versetului spune că femeia măritată trebuie să se îngrijească, ea se îngrijește de lucrurile lumii. Cum vine aici? Să contrazice oare Scriptura? Cum înțelegem noi? Ei, putem să spunem și 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 23. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite,
dar nu toate îmi sunt de folos. Cu alte cuvinte, pot să mă folosesc de lucrurile din lume, dar să nu iubesc lucrurile din lume. Pot să mă folosesc, ele sunt un strict necesar, posibil, însă să nu le iubesc, să trec mai încolo de limita aceea al necesității. Și aici vin cu câteva lucruri ca să înțelegem că și aici diavolul ne pune pe piața lui. Hai să luăm telefonul. Luăm telefon. Diavolul pune pe piața lumii. E o necesitate? Ui, eu nu mai poți fără telefon. Te sună, trebuie să suni, răspunzi, suni, trebuie. E o necesitate. Dar când vezi că mama ți-a telefonul din mână și tremură în viața în tine când ți l-a luat, înseamnă că iubești telefonul. Ai trecut linia aceea al necesității, înțelegi? Să mergem la alte lucruri pe care ni le-a dat și le avem, sunt necesități. O mașină e o necesitate. Dar când de ea devine pasiunea ta, unul avea o mașină și a pus camere în față, camere în spate, camere la oglinzi, totul era, tot salarul abia aștepta mașina, când ăsta să-și pună tot salarul și își punea pe ea. La fiecare salar își punea, atâta o iubea de mult. Să mergem la alte lucruri care trec, sunt. Zice, Dumnezeul lor este pântecele. Măi, nouă Dumnezeu, sau noi prin Scriptură am înțeles că noi nu bem și bine, e foarte bine. No, dacă nu bem, apomâncăm. Apomâncăm și să-și vede. La unii să-și vede. Și știi cum e? Acum, e bună mâncarea, e o necesitate. Dar la un moment dat ea devine îmbuibare. Și domnule, tot cu nasul în frigider, tot cu Coca-Cola în față, tot cu... întotdeauna... pentru că unde faci limita aceasta între necesitate și a iubi lucrurile respective? Dar diavolul ți le pune, pofta aceasta, ți-o pune, o cumperi și nu mai știi ce să faci. După aia oamenii te cheamă, băi, trebuie să slăbești, trebuie să vii la sală. Tot ei spun preț. Și diavolul știe. Ne vinde marfa sfinții, vorbim despre noi, sfinții în ghilimele din biserică, inconștienți. Stăm, o cumpărăm și pe urmă biserica e prea slabă. Prea multe vicii. Știți care e un factor? Spune că numai, cum scrie aici Apostolul Ioan, versetul 15, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Când tu ai cumpărat marfa lui Satan, nu mai ai dragoste. Nu mai ai dragoste pentru biserică? Nu mai ai dragoste pentru Dumnezeu? Nu mai ai, prima dată care moare în tine este dragostea pentru ce era sfânt? Nu mai ai plăcere? Nu mai ai plăcere să fii cu sfinții lui Dumnezeu? Nu mai ai plăcere să fii bogat în fapte bune? Pentru că moare dragostea în tine! Spunem noi, tot oamenii aceia spun, predicatorii sunt de bai, păstorul de bai, comitetul de bai, dar sunt... ai cumpărat, recunoaște că ai cumpărat din marfa lui Satan. Să vorbim despre jocurile pe internet. Te-a virusat cu totul. Le-ai cumpărat, nu mai poți. Nu mai găsești plăcere în biserică. Nu mai găsești plăcere în cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai are relevanță. Nu mai este relevant. Și tot ceea ce îți oferă Satan e relevant pentru tine. Știi ce-mi doresc în seara asta? Un du-te, pocăință. Să ne recunoaștem că ne-am pângărit toți într-un fel sau altul. Plânge Dumnezeu în cer. Știți când stăteam la masa lui Satan și cumpăram de pe piața lui, parcă-l văd pe Satan cum îi zâmbeam față la Domnul Iisus și spunea, uite, ăsta-i copilul tău, uite cum o cumpără. Uite cum stă în spatele ușilor închise. Uite unde e numai telefonul în fața lui. Îl vezi?
L-am făcut de rușine pe Dumnezeu. Am făcut de rușine biserica. Ne-am pierdut mărturia. Biserica nu mai are putere, pentru că prea mulți dintre noi am cumpărat din marfa lui Satan. Abia mai plutim. Înainte biserica era pe vremea, în biserica primară, biserica era ca și o corabie, plutind pe valurile lumii sau pe marea lumii. Sclipea și Dumnezeu lucra prin ea. Trăim într-o vreme când cei care stau în corabie, care stau în biserică, au spus, aia nu-i păcat, aia nu-i păcat, aia nu-i păcat. Și au făcut tot câte o gaură în corabia, în biserică. Și s-a tot scufundat, se tot scufundă. Trăim într-o vreme, abia mai ne ținem deasupra. Pentru că prea mulți suntem care dăm găuri în corabie sau în biserica lui Dumnezeu. Iuda a spus, auzi, nu-i nimic 30 de arginți. Asta a fost un compromis. Petru a spus o minciună, n-o pasana. A cumpărat-o de pe piața lui Satan. Anania și Safira, la fel, a spus o minciună. Un orgoliu, o mândrie, a spus apostolul Petru, eu niciodată nu o să fiu ca ăștia, și l-a cumpărat. Știți că Domnul Iisus a spus când l-a văzut pe Petru, înapoi a mea satană, știți ce a spus? Ai cumpărat ceva de la el, Simone, și puterea ta s-a dus. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, oare nu așa ar trebui să ne spună fiecăruia dintre noi? Într-o seară ca aceasta, poate că de multe ori nu mai ai dragoste de biserică, nu mai ai dragoste de Dumnezeu, nu mai ai dragoste de cuvânt, nu mai este relevantă Evanghelia pentru tine. Nu pentru că predicatorul e slab, în cuvântul acesta este putere. Doar dacă îl citești, el are tărie, el are consecvență, vine din gura lui Dumnezeu. Este însoțit de Duhul Sfânt. Într-o seară ca aceasta vrem să ne întoarcem la Dumnezeu. 100%. Ne-am săturat de roșcovelele de la porci, de hrana pe care am cumpărat-o de pe piața lumii, din mâna lui Satan. Nu mai cumpărați. Cumpărați din mâna lui Dumnezeu. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este renunțare la păcat, sfințire pentru Dumnezeu și vom fi întotdeauna cu Dumnezeu în cerul său. Îmi doresc din toată inima, dragii mei, scumpii mei frați, îmi spun mie, vă spun vouă, nu vă mai opriți la taraba lui Satan. Nu mai cumpărați de pe masa lui. Dumnezeu are o masă a lui care dă daruri nestimate. Lasă Duhul Sfânt peste tine. Lasă ungere, lasă autoritate și Dumnezeu să ne umple de puterea Lui, de cerul Său și să cumpărăm îmbrăcăminte de la El, care o scrie în Apocalipsa și nu numai, și îmi doresc din toată inima așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Preaibiților, mulțumim Domnului pentru cuvântul din seara aceasta, care Domnul ne l-a dat, să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Și sigur că cu puterile noastre de multe ori nu reușim în fața ispitei, suntem prea slabi și avem nevoie de Dumnezeu să ne ajute El, nu? Să nu treci frontiera dincolo. Și asta e foarte greu. Dacă Dumnezeu nu se implică, suntem o pradă ușoară acestor ispite și pofte care ne atrag și este ca un burete care sucativează, nu? Ne gândim noi că au fost și oameni mari, duovnicești, poate proroci, poate pastori, poate știu, evangeliști, totuși au căzut în anumite păcate, ispite, așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Sigur că decizia de a călca strâm sau de a călca unde nu trebuie ne aparține nouă. Întrebarea mea, unde-i Dumnezeu când Satan vine cu atâtea oferte și cu ispita și că nu ne spune, mă, oprește-te, că e rău. Mai avem și în biserica Domnului peste tot, mai ales aici în Spania, mai joacă și la păcănele, își dau bani acolo, nu? Și atâtea ispite, nu? De ce n-am avea noi puterea să punem frână când Satan vine și ne oferă, noi să spunem nu, n-avem puterea și ne ducem? Pentru că îți aparține decizia, îți aparține ție și mie, nu? Că vrei să faci asta sau nu? Dumnezeu spune, mă, nu faci asta. Și noi de multe ori trecem peste voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață curată și sfântă, să ne debarasăm, și așa cum predica fratele Pavel, sigur, toate acestea împreună, de care să predica, ne-a golit de putere, de esență, de duh, de viață spirituală.
De aceea, cum se spunea, nu mai ai poftă să vii la biserică, nu mai ai gana să faci aia, vii, te duci și așa mai departe. Există o problemă foarte gravă. Ascultam o predică astăzi între programe de la Biserica Sfânta Treime din Bistrița, a predicat un păstor. A fost foarte direct și foarte tranșant și am fost, așa cum să spun, mișcat de cuvintele pe care le-a predicat și predica respectivă. Frați și surori, mulțumim Domnului, aș vrea să fac un anunț. Duminica viitoare o să avem o colectă specială și o să vă spun pentru ce. Atunci când noi am făcut biserica și alții ne-au ajutat pe noi, familia sau neamul ăsta, frații Țudic, ne-au trimis aici excavatoare din astea camioane care am scos un monton de pământ de aici și ne-a dat toate acestea sau ne-a făcut favorul acesta în numele Domnului. Trebuia să plătim vreo 20.000 de euro și n-am plătit niciun ban și ne-au ajutat. Sigur, este o biserică și fratele Pavel știe, la Logroniu, o biserică, nu știu dacă sunt 100 de membri aproximativ, și frații așa s-au unit toți și au cumpărat un local acolo aproape de unde sunt acum, într-un poligon și na, ei nu au putere financiară cum am avut noi și avem și acum și am stabilit în cadrul comitetului să facem o colectă așa cum alții ne-au dat nouă și noi să ajutăm pe alții și Dumnezeu ne va binecuvânta, sigur. Cât putem fiecare să ajutăm această biserică și Domnul să ne binecuvinteze. Programul din timpul săptămânii, luni avem rugăciune, marți de asemenea rugăciune, joi serviciu divin, iar apoi vineri tineret și sâmbătă repetiții. Stăm cu toți în picioare și prin fratele Felician să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.